Biologii și chimiștii care lucrează în laboratoarele Spitalului Județean din Craiova spun că salariile lor au rămas la fel, deși munca pe care o desfășoară este foarte importantă. În Comisia de Sănătate au trecut amendamente pentru colegii noștri din DSP și din anatomia patologică și am sperat că va fi momentul în care să mergem toți către un coeficient ridicat, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu ei nu a reprezentat de altfel decât normalul. În schimb, s-a întâmplat decât pentru cele două locuri de muncă, DSP și anatomie patologică. Au reacționat la exodul medicilor. Eu îi întreb de ce trebuie să plecăm ca să fim auziți. Eu le spun că vreau să rămân și să fiu auzită. Nu este corect așa? Nu acceptăm ca o categorie profesională extrem de bine pregătită să fie plătită mediocru. Suntem deschiși la dialog și vom continua acțiunile de protest. Mai mult, ei spun că măririle de salarii de la începutul lunii i-au ocolit, iar de acum inclusiv asistenților vor câștiga mai mult. Ei au întrerupt lucrul astăzi între 9 și 11 și au asigurat doar cazurile urgente de laborator. Rezolvarea ar fi prin intervenția Ministerului Sănătății în perioada care mai este până la votarea UG în plenul Parlamentului și corectarea acestor inechități care privesc biologii pe care îi vedeți aici lângă mine, care privesc farmaciștii. Sunt mai multe categorii care sunt afectate de aplicarea legii 153. Biologii și chimiștii amenință cu noi proteste dacă, spun ei, nu vor avea un dialog cu autoritățile. De la începutul lunii martie, medicii și asistenții au beneficiat de o creștere salarială între 70 și 170%.